ziua, bine v-am găsit între prieteni. Design, modă, cooking, beauty sau management. Adolescenții care caută să descopere noi pasiuni într-un mod care să-i dezvolte și de ce nu să își transforme, iată, hobby-ul într-o meserie de viitor, pot încerca o serie de cursuri care să-i ajute să deprindă o serie de abilități și de ce nu să socializeze. Povestim mai multe cu Simona Jaghiu, PR, atelierele Ilbach. Bine te-am găsit, Simona! Bine te-am găsit, Dana! Uite, tu de fiecare dată vii cu vești frumoase și cursuri atractive către noi cei interesați să ne dezvoltăm personal și de data aceasta ne adresăm adolescenților, pentru că ei sunt dornici mereu să descopere lucruri noi. Așa este. Uite, astăzi vorbim despre cursurile pentru adolescenți, că urmează și începerea școlii, mult nu mai este. Noi ne adresăm adolescenților curioși, care vor să învețe și altceva decât ce le oferă programa școlară. Ei descoperă subiecte variate, dezbătute, relaxat, cu accent pe creativitate și pe posibilitatea de a dezbate și de a pune în context lucrurile aflate la curs. De asemenea, un alt aspect foarte important, cursurile noi le-am gândit ca fiind compuse într-o parte teoretică și o parte practică, astfel că ei, până la finalizarea cursurilor, vor reuși să-și întocmească și un portofoliu care reprezintă un prim pas în dezvoltarea profesională. Este minunată, își fac așa mâna, ca să zic așa, da, pentru da, ceea da, ce exact. Va urma. Dar din ce au de ales, să zic așa? Care sunt domeniile potrivite lor? Cu aceste cursuri și prin intermediul acestor cursuri, noi urmărim antrenarea gândirii critice și stimularea curiozității și a inițiativei personale. Astfel că am gândit o serie de cursuri care să facă exact acest lucru. Și vorbim de design interior, de design vestimentar, de cooking, de antreprenoriat, de social media, de make-up. Sunt foarte multe. Practic, cum decurg cursurile? Adolescenții au așa un interval orar în care se pot simți bine, confortabil, pentru că știi că au și liceul. Da, da, da. Da, deci trebuie să jonglezi un pic așa. Noi am ținut cont de acest lucru, chiar e normal. Ei merg și la școală și le-am oferit trei variante de program. Vorbim de matinal, care se ține între 10 și 12 dimineața. Vorbim de after work, asta înseamnă 6-9 seara, sau program de weekend, vineri seară, sâmbătă dimineață. Fiecare, în funcție de programul pe care îl are la școală, poate opta pentru un anumit program la un curs de interes pentru ei. Iar ca format sunt hibrid, sunt fizic, online, cum sunt se desfășoară, fizic, da? Sunt fizic, însă dacă vor să se înscrie, ei nu trebuie neapărat să vină la sediu, ei pot face înscrierea atât online cât și fizic. Online accesând site-ul nostru, fizic venind la oricare din sediile pe care noi le avem în țară, adică București, Ploiești, Cluj. Completează un formular de înscriere și instant ei primesc pe e-mail toate informațiile despre cursul respectiv. Dacă nu prind acum înscrierea, înainte de începerea școlilor, să zic așa, au timp pe tot parcursul anului? Da, uite, cursurile se desfășoară ciclic, adică se umple o grupă, începe grupa respectivă, dar noi putem să avem și o grupă și două și trei în paralel. Tot timpul avem înscrieri. Cum umplem locurile pe care noi le avem la dispoziție, începe o altă grupă. Iar ca vârste, cine poate veni? Cursurile sunt adresate adolescenților cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. La noi, la ateliere, cursurile care depășesc 18 ani sunt adresate adulților deja. Iar, nu știu, mă gândesc că fiecare dintre noi, la un moment dat, trebuie să dovedească faptul că, iată, nu? Da. A absolvit un curs. Da. Se oferă diplome de participare sau de absolvire? Da, da, da. Se oferă da? Aceste diplome, iar finalizarea cursului constă într-un examen. Ei vor susține un examen și ulterior vor primi diploma respectivă și vor avea și acel portofoliu despre care discutam mai înainte. Cum ți se pară adolescenții din ziua de astăzi? Pe ce pun ei accent sau ce caută atunci când vin la voi? Ca să fiu sinceră, ei caută să-și împlinească pasiunile. Uite, cursurile noastre răspund întrebărilor. Ce pasiune am, ce abilități am, ce meserie vreau să am, pentru că sunt adolescenți care deja se gândesc la lucrul acesta. Și am observat o chestie, cred că cu toții. Criza economică a generat o rată mare a șomajului în rândul tinerilor, ceea ce este foarte trist. Eu zic că
cu aceste cursuri putem să prevenim să nu se mai întâmple așa ceva și ei pot obține informații despre tendințele pieții muncii, despre ce presupun diferite profesii și cum pot alege corect una. Iar ca durată a studiilor, de exemplu, un curs câte module are sau pe ce durată se desfășoară? Toate cursurile se desfășoară pe o perioadă de 4 săptămâni, însă excepție fac cursurile de croitorie și programare. Se desfășoară pe o perioadă de 8 săptămâni, sunt ușor mai complexe. Și mă gândesc așa, că ei sunt dornici să caute și să descopere, da. Nu știu, poate mai vin și ei cu idei de acasă, adică pot să combine ceea ce găsesc ei în studiul personal cu ceea ce le oferă profesorii, interactiv, Categoric, e interactiv, exact cum spuneam, trainerii noștri se vor asigura că pleci cu un bagaj complet de noi cunoștințe și aptitudini. Niciodată nu o să vorbească doar el în timpul cursului. Deci e ca la școală, nu e ca la școală. După dictare, ei nu? Pot veni cu o sumedenie de întrebări, pot dezbate subiectul în timpul cursului, trainerul va avea grijă să îți ofere răspunsul pe care tu îl cauți. Au anumite cursuri preferate, ai observat așa? Mai le place timpuri. Programarea foarte mult. Așa, da. Le place foarte mult programarea și foarte mult designul vestimentar, chiar și designul interior, mai ales pentru cei care se gândesc să meargă poate la o facultate de specialitate sau își doresc să devină arhitect sau decorator de interioare, nu știu. Da, și sunt foarte multe adolescente pasionate și de make-up. Normal. Da, de cooking, iarăși. Sunt foarte mulți tineri cărora le place foarte mult să gătească și se gândesc serios să facă și un job din lucrul acesta. Da, uite că pot servi așa ca și pregătire, da. De exemplu, dacă vrei să dai mai departe, nu știu, la o formă de studiu specializată, uite, faci repede un curs, vezi cam, nu, care te ajută să te orientezi către un anumit domeniu, știi, pentru că ești la început de drum, tu încă nu știi ce presupune, poate îți dorești o meserie, dar tu nu știi ce presupune. Și de ce să nu faci așa, mergi la un curs, vezi exact dacă ție o să-ți placă sau nu și pe mai departe, dai la o facultate de specialitate sau mai faci cursuri, nu știu, care sunt mult mai complexe și mai complete, știi? Mm-hmm. Sunt mai multe fete sau mai mulți băieți așa care vin la cursuri? Și culmea, cel puțin dacă vorbim de programare, acolo e foarte interesant acolo. Într-adevăr, pentru că sunt și foarte multe femei atrase de acest domeniu și bineînțeles, de ce mie să place nu tare mult și mie îmi place, ăsta. Și mie îmi place acest lucru, înseamnă că avem viitorul asigurat, exact, da, de programator, exact, de, da, IT, da, și așa mai departe. Da, da, da. Și este și o meserie bine plătită, de ce să nu foarte le cunoaștem? Bine. Foarte bine. Uite, și în cadrul reconversiei profesionale, foarte mulți oameni s-au orientat către programare. Foarte mult. După ce împlinesc vârsta de 18 ani, deja mergem la cursurile destinate adulților, nu? Dacă vor să continue și le place ce au descoperit acolo. Și sunt foarte multe și acolo. Adică, uite, eu mă gândesc și așa ne-am gândit noi la ateliere. Ei de mici, la început de carieră, să spun, se familiarizează cu un anumit curs, un anumit domeniu, un anumit subiect și ei pe mai departe pot completa ceea ce învață inițial, știi, la cursurile pentru avansați, pentru adulți. Da. Vreau să știu dacă și noi putem să venim acum din septembrie. Așa, printre picături, cum reușim să ne organizăm timpul. Da, chiar mai avem câteva locuri pentru septembrie. Foarte mulți au primit cu brațele deschise știrea acum că de ceva vreme noi nu ne adresăm doar adulților, ci și adolescenților, mai ales părinții au fost încântați, nu? Da. Și da, chiar mai avem câteva locuri pentru septembrie, deja s-au făcut înscrieri și încă se mai fac, adică cei de acasă pot veni la noi, se pot înscrie online. Plata se face toată odată? Să știi că avem și opțiunea rate, adică după posibilitatea fiecăruia. O să vină la noi, o să discute cu noi și vedem ce variantele este potrivită lor. Cred că următorul pas, pentru că ați acoperit deja zona adolescenți și adulți, sunt copiii, nu? Ar trebui să faceți și pentru ei. E mai greu pentru copii, dar eu nu spun niciodată, pentru că suntem foarte inventivi și nu ne place să stăm degeaba. Care ar fi, uite,
provocarea pentru adolescenți? Pentru că voi sunteți acolo aproape, da? Și îi vezi cum vin la cursuri. Ce li se pare lor așa provocator când se gândesc la o meserie sau când se gândesc la viitor sau la ceea ce vor să facă mai departe? Lor li se pare foarte provocator să îmbrățișeze o meserie care se bazează pe creativitate, să știi. Pentru că acolo își găsesc mediul în care ei se dezvoltă, mediul în care ei își pun sentimentele pe tavă și le exprimă și au voie să fie ei. Cum îi simți așa ca viitoarea generație de angajați, să spun așa? Să știi că sunt foarte inteligenți, prind foarte repede lucrurile și tot timpul vor să aibă acces la informații noi. Niciodată dacă o învăța ceva, n-ai să-l vezi că el se mulțumește cu atât. Tot timpul îți vine cu o altă întrebare și asta este îmbucurător pentru că vezi că ei au apetit spre cunoaștere. Uh-huh. Renoiți mereu oferta de cursuri, adică vă gândiți mereu să veniți cu ceva nou pentru adolescenți. Și adulți? Da. Uite, chiar și vorbim despre cele două categorii, adulți, adolescenți. Cursurile noastre se desfășoară într-un anumit fel pentru adulți, pentru că vorbim despre o altă categorie. Pentru adolescenți, noi le-am adaptat lor. Tot timpul ne reinventăm pentru că știm că este foarte plictisitor să vezi aceleași lucruri, să întâlnești aceleași lucruri de fiecare dată. Așa este, să le spunem telespectatorilor și site-ul vostru ca să se uite acolo și poate cine știe văd un curs. Da, noi le așteptăm cu drag. Îi așteptăm atât la sediile din țară, exact cum am spus, pe care îl găsesc adresele pe site. Site-ul este www.atelierele-ilba.ro. Simona, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și m-am bucurat să ne revedem și să mai vii pe la noi. Cu mare drag, mai povestim despre lucruri frumoase pe care le putem face împreună. Mulțumim mult, Simona. Mulțumesc și eu. Ei, dragilor, știți prea bine că săptămâna aceasta se încheie așa cu un weekend prelungit, așa că dacă nu aveți chef să străbateți kilometrii întregi în afara capitalei, aflați că există o soluție la îndemână, nu trebuie să vă împachetați cine știe ce multe lucruri, doar așa vă luați un rucsăcel, vă luați familia și descoperiți acest loc minunat pe care l-am filmat și noi. Priviți! Soare avem, slavă Domnului, aer curat nici nu mai zic, mai îmbâzei așa cât o albină pe la ureche, verdeață e cât vezi cu ochii, două case maramureșene aici în stânga și în dreapta și o oază de liniște. Dar să știți că nu m-am dus kilometri întregi, n-am străbătut țara în lung și în lat ca să ajung în Maramureș și să am toate acestea. Nu, se află la o aruncătură de băț de București, la nici 30 de minute. Este un loc extraordinar, nemaipomenit. Dacă vreți să veniți aici să vă reîncărcați bateriile într-un weekend, slavă Domnului, aveți ce face. Haideți să-l cunoașteți pe omul care și-a imaginat toate aceste lucruri și care a muncit de când aici nu era nimic, doar o bucată de pământ. Domnul Cristian Dumitrescu, mulțumim că ne-ați primit. Cu mare drag, oricând. Felicitări pentru tot ce ați realizat aici, pentru că ce ați avut aici și aici se vede în jurul nostru. Mulțumesc! Cum a pornit acest vis al dumneavoastră? Proiectul ăsta s-a făcut oarecum singur. N-am avut mari contribuții personale. Întors în țară după mulți ani de stat în Canada. Familia mea vânduse casa de la țară și mi-a părut foarte rău. Și atunci am refăcut o mică gospodărie țărănească aproape de București, la Znagov. Și am avut o mică grădină de legume, o livadă, câteva animale, vacă, cal, ponei, găini în curte și așa mai departe. Și încet, încet am început să cumpăr teren ca să produc mâncare pentru animale. Locul s-a dezvoltat încet, încet, în decursul anilor. Cei care mă vizitau, prietenii mei, se simțeau extraordinar. Vreau să aducă și alți prieteni, făceam petreceri și eram și eu mai tânăr, bineînțeles. Vorbim de 30 de ani în urmă. Și încet, încet, după ce în 2008 am vândut firma, am avut o firmă de distribuție de software și hardware în domeniul proiectării pe calculator, am decis să fac un agroturism.
locul deja era pârloagă, nu era niciun pom, deci tot ce vedeți am plantat în decursul ultimilor ani. Chiar e impresionant să vezi cât de mult poate crește vegetația și de aceea nu mă sperie tăierea pădurilor în România, pentru că dacă am vrea, în 10 ani am avea la loc. Cel puțin oxigenul pe care îl produceau, îl putem avea imediat. Am pom care sunt aici de 6-7 ani și... E fascinant să te uiți cum se transformă incredibil. Natura. Îmi dă o satisfacție când... incredibilă. Dar mai ales când ai grijă de ea. Am descoperit Maramureșul prin drumurile mele de business, prin țară. Și casele, oamenii, din păcate, le dărâmau, le puneau pe foc și făceau case noi, moderne. Și am cumpărat câteva case. Fiecare casă are un nume. Ea este Bârsana. Bârsana, Rona, Iza, așa. În funcție de numele satului de unde l-am luat. De pe Valea Izei, nu? Da. Și le-ați adus aici cum? Cum ați reușit să aduceți? L-au demontat, au scris pe grinzi numele lor, poziția așa? Lor. Camion, transportat la București ca un puzzle. Da. Și niște maramureșeni foarte pricepuți l-au montat la loc. Deci păstrează farmecul și specificul locului, nu e nimic diferit, sunt aduse de acolo, de la exact, din mama satul, lor, mama lor așa, aici. Am făcut câteva modificări pe interior, pentru că... Le-ați adaptat ca să găzduiască oaspeți? L-am micșurat puțin spațiul camerei cu baia și am făcut două camere la etaj, Maramureși nu au camere la etaj, la etaj e doar de ținut obiectele. De depozitare, da. Câte căsuțe maramureșene avem? Sunt 5 căsuțe maramureșene. Toate sunt mai vechi de 100 de ani, mai puțin Muzeul Țăranului, una care e cu post de muzeu și care are 200 de ani. În timp am adăugat o copie după biserica mănăstirii dintr-un lemn, din Vâlcea, care adăpostește o colecție de icoane foarte frumoase, toate icoane vechi de sute de ani. Și bineînțeles, restaurantul. Ați făcut un mic muzeu aici, aveți biserica în care cei interesați se pot cununa, dacă vor să-și organizeze un nuntă aici. Da. Deci se poate și boteza, asta. Da. Dar e foarte frumoasă colecția de icoane. Biserica este o copie a bisericii mănăstirii dintr-un lemn, care a fost făcută în primele decenii ale secolului 16 în Vâlcea. Ea adăpostește o colecție de icoane vechi, majoritatea moștenite și multe cumpărate. Valorile tradiționale românești, desprinse din făgărașul copilăriei până la influențele culturale asimilate în Canada și Toscana, toate se împletesc în acest colț de rai. Mai aveți ceva frumos aici? Aveți o vilă toscană? Cum se îmbină Maramureșul cu farmecul toscan? Ideea inițială, când am început proiectul meu în 90, a fost să-mi fac o casă pe gustul meu, modernă, cu toate dotările necesare unei case civilizate. Și în fundul curții treceam printr-o poartă maramureșană și mă duceam la țară. Asta a fost ideea inițială. Deci casa a apărut, casa toscană, dar mult mai târziu. A durat mult să o fac și restul s-a făcut mai ușor. Problematica a fost să plantăm toată vița de vie, livadă, că ceva care vine, un special copii, au ocazia să vadă ceea ce nu mai știu. Nu prea mai vezi, da, în zilele noastre. Am, mai ales dacă n-ai rude la țară. Vizitator, de pildă, o familie care a venit într-o zi în vizită cu Mercedes frumos, oameni educați, foarte drăguți și fetița lor de 15 ani a stat 2 ore la porci. Era pentru prima oară când, a văzut porci în viața. Vine multă lume, atât din România cât și din străinătate, vin foarte mulți bucureșteni, din ce în ce mai mulți în ultimul timp, care, bucureșteni care vor să-și petreacă chiar parte din concediu la noi. E foarte multă liniște, în special în timpul săptămânii.
e o liniște extraordinară, vegetația e frumoasă, e multă umbră. Deci nu trebuie să bați atâția kilometri, să înduri cozi, nu știu, pe Valea Prahovei sau mai știu eu unde ne mai ducem. E special cu costul benzinei din ultimul nu, timp. Nu, asta zic, că putem să facem economie serioasă și de timp și de bani. Să avem niște condiții extraordinare aici, da. Într-adevăr. Te simți că ești în altă lume, cel puțin eu asta da. Simt. O altă lume. E Maramureș, practic. Casele sunt botezate după frumoasele sate maramureșene, de unde au fost aduse, iar camerele poartă nume de femei din partea locului. Casa asta are peste 200 de ani și am organizat așa, un mic muzeu, câteva obiecte specifice satului românesc. Și nu numai. O roată a olarului și toate lucrurile astea care se țeseau pe vremuri, un cărucior de copil, sunt diverse obiecte, o măsuță mică. Aici, de fapt, trăia toată familia în camera asta. Casa asta are o singură cameră și o altă cameră alături, unde era, să zicem, magazia casei și bucătăria care era pe hol. De ce credeți că, uite, străinii sau cei care ne vizitează, turiștii care ați spus că vin din străinătate aici, de ce credeți că se îndrăgostesc de valorile noastre, de cultura noastră, de tradițiile noastre? Cred că suntem ultima țară sau printre ultimele țări din Europa în care am mai păstrat tradiții. Am un prieten foarte cunoscut, un irlandez care a venit în România în 90, care a făcut un drum de la pe jos, de la Săpânța până la Muzeul Țărului Român. Așa. Îl cheamă Peter Hurley. Și tocmai ca să atragă atenția asupra valorilor pe care încă le mai avem și care în Irlanda s-au pierdut de mult și nu mai există. S-a mutat în România, s-a căsătorit, s-a făcut ortodox și stă acum în Maramureș. Ce frumos! Da. Are și de ce să a scris și câteva cărți despre România și militează pentru satul românesc. Cum arată o zi din viața dumneavoastră, ca să înțelegem cam cât de mult înseamnă să investiți, să munciți în acest loc minunat? Arată foarte ocupat. Unor mi-e frică să fac o tură, să vizitez proprietatea, pentru că tot timpul cade o scândură, tot timpul e ceva de făcut, un trandafir de tăiat. Și după 2 ani de pandemie și cu un buget foarte limitat, pentru că n-am avut niciun venit, bineînțeles că n-am putut să deschidem, da. A fost foarte greu. Și acum, în sfârșit, am reușit să facem câteva investiții, să ducem locul, să încercăm să-l readucem la cum a fost în ziua în care am deschis porțile. Cu voință și muncă să fac toate. Pe viitor v-ați gândit să mai adăugați câte ceva, să mai schimbați? Da, da, da. Aș mai adăuga niște camere, aș adăuga o piscină. Sunt diverse probleme, pentru că nu am suficient curent, putere instalată. Și doar să instalăm un transformator, vorbim de 100.000 de euro. Familiile și cuplurile pot beneficia de o gură de aer curat și de o experiență autentică la doar o aruncătură de băți de aglomerata capitală. Nu se poate vorbi despre sănătate fără sănătate mentală. Iar atunci când ne gândim la sănătatea noastră mentală, ne gândim la lipsa afecțiunilor psihice, însă este mai mult de atât. Înseamnă o stare de bine generalizată sau de well-being, așa cum ați tot auzit spunându-se. Cum ne găsim centrul stării de bine? Aflăm astăzi de la Anca Stănculescu, facilitator well-being și trainer certificat de yoga, și Matei Stănculescu, psiholog și coach. Bine v-am găsit! Bine te-am regăsit și noi. Bine ai revenit. Prima oară în această formulă și mă bucură tare mult, pentru că, uite, așa cu voi separat am mai vorbit, dar împreună este o premieră. Era și timp. Era și cazul. Atâtea povești separate acasă, era momentul să fie și o poveste comună. Mulțumesc. Așa este. Pentru invitație. Așa este și mă bucur tare mult că vorbim despre acest concept de well-being. Acum, cine începe, vreau să știu, ca să dăm așa o definiție, cum îmi place mie, ca la carte. Dacă lăsăm facilitatorul aici, nu? Lăsăm facilitatorul. Nu vreau să avem discuții acasă. Da, 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 să nu se complice lucrurile. Nu, dar trebuie să spunem de la început că dacă vrei ceva artistic, îl întrebăm Matei. Da? Dacă vrei
ceva mai academic, mă întreb pe mine. Nu știu, asta e, mi-a plăcut foarte mult școala. Mie nu-mi plăcea să zis. Plec de la eu cursuri. Păi, deducție logică, să înțeleg că mie nu mi-a plăcut școala. Nu, ea a fost mai, hai să vedem cum se zice, mai silitoare. Știi că femeile așa sunt mai ambițioase, mai silitoare. Asta mai. Nu? Asta așa este. Da, să ne întoarcem la definiții, așa, nu? Da. Păi dacă ne uităm la definiții, mie îmi place să mă uit la autorități, nu așa, hai să vedem ce a mai zis Sixulescu pe la colț și mă uit la ce spune Organizația Mondială a Sănătății, dacă vorbim despre sănătate, și OMS-ul încă din 2007, deci sunt 15 ani, a spus că sănătatea nu înseamnă doar absența unei boli, ci înseamnă să fii ok pe trei piloni: corp, minte și relații, sănătate socială. Sănătatea asta care a fost atât de mult pusă la încercare în timpul pandemiei. Deci asta ar fi o definiție pe scurt, ca să zic așa. Ce ar mai fi o antidefiniție pe care aș vrea să o dau? Care este definiția sănătății? Definiția omului sănătos, de fapt, este acel om insuficient investigat. Da, uite ce frumos sună. Da, uite, apropo de ce spunea Anca, în pandemie lucrurile au fost foarte dificile și implicit au apărut multe afecțiuni de ordin psihic. Așa, și tu știi prea bine asta, că ești în domeniu, ești psiholog și cred că vezi și auzi multe la tine în cabinet. Cum facem să ne păstrăm așa echilibrul acesta și să nu luăm razna în astfel de vremuri? Da, așa cum avem niște nevoi care țin de corpul nostru, și aici Anca o să vorbească probabil mai mult, tot așa avem niște nevoi care țin de mentalul nostru și avem alte nevoi care țin de viața noastră socială. Relații, minte, corp, încă o dată. Relațiile și cu mintea sunt foarte strâns legate pentru că țin de această sănătate mentală care poate fi atinsă și poate fi dobândită doar în momentul în care satisfacem din lista de nevoi pe care le avem acolo. Ce nevoi avem pentru sănătatea noastră mentală? Hai să o luăm întâi cu mintea. Păi, ne trebuie, evident, un echilibru între viața personală și viața profesională. Da? Ne trebuie dopamină pe care o obținem din tot felul de activități care ne fac plăcere. Hobby-urile. Socializarea, faptul că, nu știu, nu? Bineînțeles, ajungem și acolo. Da. Eu mă refeream acum strict la aceste nevoi pe care mi le pot satisface eu singur înțeles. Și care țin de organizarea mea și care mă ajută să am o sănătate mentală. Uite, odihna, de exemplu. Bravo, odihna. Hrana, la rândul ei, este foarte importantă. Igiena de dinainte de odihnă și de după odihnă, igiena mentală, care este iarăși foarte importantă. Și după aia trecem mai departe către partea relațională, care vine să satisfacă instinctul nostru de haită, nu? Pentru că, până la urmă, vorbim despre nevoia de statut, vorbim despre nevoia de a ajuta pe cineva, vorbim despre nevoia de comunicare, vorbim despre foarte multe nevoi pe care le putem satisface din relațiile pe care le avem cu cei din jur, care relații pot să fie toxice, pot să fie încordate, pot să fie ceva care să ne aducă mai multă presiune decât relaxare, sau pot să fie genul acela de relații sănătoase, de care evident că avem nevoie, care să ne îmbogățească sufletește, care să ne aducă confortul că este cineva lângă noi, că ne ascultă cineva, că putem să ajutăm pe cineva, să ascultăm pe cineva și așa mai departe. E, și atunci când sunt dezechilibre, trec spre tine, Anca, automat acestea se simt și în corp și apar tensiuni, apar blocaje și așa mai departe. Da, voiam, îl ascultam pe Matei și mă gândeam că până la urmă partea asta socială se traduce prin faptul că vrem să fim văzuți și vrem să știm că îi pasă cuiva de noi și că undeva acolo contăm. Și de ce e importantă? Păi degeaba ai cel mai fit corp și arată Neckerman. Degeaba gândurile tale sunt zen și dacă n-ai cu cine să împărtășești o bucurie. Dacă nu poți să te duci la vecinul tău și să bați la ușă și să zici am nevoie de o pâine. Toate lucrurile astea ne afectează. Revenind la corp, ce înseamnă o relație toxică? Înseamnă că stau foarte mult încordat când vorbesc cu persoana respectivă, de exemplu. Sau
ce înseamnă că la birou sunt foarte stresat în relația cu șeful meu. Înseamnă că cel mai probabil sunt foarte multe conflicte, nu mă simt apreciat. Toate lucrurile astea, la un moment dat, încep să-mi dea semne. Cunosc o mulțime de oameni care îmi spun, nu știu ce se întâmplă, mănânc, dorm, dar am niște dureri de cap, sau dar mă doare stomacul. Zic, bun, hai să nu sunt nutriționist ca să încep să te iau la bani mărunți, de vreo gastrită ceva. Da? Da. Dar zic, hai să vedem, stomacul ăsta, e ceva ce nu poți să înghiți? Sau e ceva ce digeri greu în viața ta și... Încep și se gândesc da, acolo, nu? Și acum că zici, încep să-mi dau seama. Și de acolo putem să pornim o întreagă discuție. De altfel, în sesiunile de terapie prin yoga, niciodată nu trec direct la lucru. Întotdeauna am de-a face cu omul așa cum este el, pentru că nu tratez problema, nu lucrez cu problema, ci lucrez cu omul. Și degeaba nu știu despre, dacă nu știu despre cu cine își împarte, de exemplu, persoana respectivă, dacă are cu cine să-și împarte, de exemplu, masa, mănâncă singur, nu mănâncă singur. Dacă, de exemplu, partenerul sau partenera de viață are niște obiceiuri dăunătoare care afectează somnul. Lucrez cu multe persoane care au probleme cu somnul. Ne ajungem să vorbim despre obiceiuri, pare că fac totul ca la carte. Dar ajung să aflu că partenerul stă pe laptop în pat și lumina vine în ochi și doamnei. Sau că se joacă până seara târziu pe calculator și zgomotele vin din sufragerie. Și atunci, de asta trebuie să lucrăm cu tot ecosistemul omului. Că degeaba tu faci totul perfect, ne întâlnim, pe saltea e totul minunat și te duci acasă și te lovești și de realitatea ta, re-ei. Care implică și relații. Iată, de ce e sănătatea asta pe cei trei piloni? Uh-huh. N-ai cum să fii bine într-o singură parte și să nu afectezi și celelalte, să nu afectezi pozitiv sau negativ și ceilalți piloni. Uite, și apropo de, că vorbeam ca de stomac, da? Sunt emoții care se resimt, nu? În anumite părți ale corpului și citeam că, de exemplu, dacă te doare stomacul sau ai mereu un disconfort, atunci acolo s-ar putea să se magazineze sentimente de frică, de neliniște și așa mai departe. Și tu poți să mai dai exemple de genul ăsta. Evident, eu am observat pe propria piele cât de mult somatizez în zona stomacului. Și nu doar a stomacului, întregul aparat digestiv. Pentru că, mai știi, ți-am povestit în urmă cu ceva vreme despre reacția noastră la stres, despre acele funcții de care avem nevoie când suntem într-o situație de supraviețuire și funcțiile de care nu avem nevoie. Digestia nu este printre cele de care avem nevoie într-o situație standard de supraviețuire, că dacă mă alerg acum ursul, nu mai contează să diger corect ce am în burtă, da? Ce tocmai am mâncat. Important este să supraviețuiesc întâlnirii cu ursul și după aia vedem noi cum rezolvăm problemele digestive mâine, poimâine și așa mai departe. Deci aparatul digestiv este primul care începe să funcționeze haotic sau să nu mai funcționeze de niciun fel în momentul în care trăim în acest răspuns la stres constant. Și am simțit pe propria piele. Eu am o gastrită declanșată doar în momentele de stres absolut. În ani de zile, am lucrat mulți ani în televiziune și de fiecare dată resimțeam aceeași adrenalină și emoție intensă înainte de a merge la un casting, da? Deși aveam 15 castinguri la activ, 15.000 de castinguri la activ, de fiecare dată trăiam emoțiile alea și simțeam Dita mai Bolovanu aici, simțeam că îmi vine să vărs sau că am arsuri sau că mă balonam foarte tare. Pentru simplu motiv că la un asemenea stres stomacul meu reacționa și s-au descoperit și Anca de curând mi-a povestit că a citit ceva în sensul ăsta și dacă vrei poți să povestești mai multe, s-au descoperit structuri neuronale și în stomac și în inimă și nu numai, cam în tot corpul nostru practic. Ca să nu mai spun de faptul că sunt oameni ca mine care de multe ori gândesc cu stomacul. Da, păi așa se spune, nu? Că acolo e un al doilea creier, nu? Da, de fapt se spune că avem trei creiere. Da. Creierul, creier, inima și stomacul. Da, așa este. Cele trei. De altfel, în stomac, puțină lume știe că stomacul este în strânsă legătură cu imunitatea noastră. Stomacul are acolo ceea ce se numește microbiomul, da? Toată flora intestinală pe care noi
ori o agresăm prin ceea ce consumăm, ori o răsfățăm. Și când spun ceea ce consumăm, nu mă gândesc doar la mâncare. Mă gândesc inclusiv la, nu știu, ce băgăm în noi prin intermediul cosmeticelor pe care le consumăm. Mai ales, da. Da? Ce ajunge în corpul nostru, medicamentele, da? Folosim pentru orice, mai nou, avem, nu mai lăsăm corpul pilulă, deloc, da, să-și facă treaba, imediat vine un medicament. Este minunat că tehnologia și știința au ajuns atât de departe și că putem să ne bucurăm de beneficiile ei, dar realitatea este că acolo în stomac avem un creier. De altfel, este un nerv foarte lung în corpul nostru, se numește nervul vag, care asta face, conectează stomacul cu creierul și 86% din informațiile trimite de jos în sus, da? Deci nu invers, nu creierul către stomac, ci stomacul către creier. Și nervul ăsta vag e foarte supărat atunci când noi nu ne mișcăm, atunci când nu respirăm. De-aia în sesiunile de terapie prin yoga, primele lucruri pe care le observ sunt că oamenii încep să caște. Și mă întreabă ce se întâmplă cu mine. Încep să le curgă lacrimile. Ce se întâmplă cu mine? Zic, una dintre explicații este că acest nerv foarte vag, se numește vag pentru că e foarte lung, călătorește prin corp și nervul ăsta începe să fie și el în sfârșit relaxat, da? Da, respiri, începi să zâmbești, să vorbești cu cineva, da? Există această componentă foarte importantă și de ce am fost atât de afectați de pandemie, că nu a mai existat reglarea asta, se numește face-to-face co-regulation în engleză, dar reglarea asta pe care o faci din interacțiunea cu altcineva. Chit că acel cineva poate îți dă o provocare sau nu te pune tot timpul în situații foarte confortabile. Dar trebuie să-ți pui cumva mintea în mișcare și să ajungi să te gândești că ok, contez, cineva mă întreabă ceva, îmi cere o părere. Sau să ventilez, cum se zice așa, în limbaj de specialitate. Aici intrăm pe râmul lui Matei. Dar spuneți-mi, uite, apropo de starea aceasta de bine, așa, dacă e să o privim integrativ, da? Cum facem să lucrăm, uite, pe toate aceste paliere? Și voi, uite, tu faci yoga, tu ai programul de mental fitness. Ați conceput așa un program împreună. Cum facem să lucrăm la starea aceasta de sănătate și să obținem și să fim minunați și sănătoși din cap până în picioare? Păi, de primii doi piloni pot să vorbesc acum. Mai departe o să vorbească Anca despre ce al doilea pilon terapie, la care o să mă refer și eu, plus o să facă și trecerea către al treilea. Primii doi sunt destul de simpli. Am vorbit de mental și de relațional. Mental, prin programul de mental fitness despre care am vorbit și am discutat și despre sabotări. Dacă eu îmi cunosc butoanele care atunci când mi se apasă sunt mai puțin productiv, sunt toxic în relații și sunt mega stresat, dacă eu mi le cunosc, adică dacă îmi cunosc sabotorii, automat învăț să lucrez cu ei, învăț să-i dau mai încet, învăț să-i combat, da? Și pot să trec mai departe, la nivelul următor, către a-i cunoaște și a-i identifica pe cei ai persoanelor cu care interacționez. Iată de ce este important să-i cunosc întâi pe ai mei, ca după aia să-mi dau seama, hei, eu acum stau de vorbă cu șeful meu, care este extrem de nervos, este supărat pe mine, dar el este supărat pe mine pentru că la rândul lui este chinuit, să zicem, de sabotorul perfecționist. Și e atât de închistat într-o mică problemă, mie mi-e clar că el nu e așa, dar are o frică acolo în spate. Care e frica din spatele lui și cum pot eu să-i dau frica aia mai încet? Urmând un program cum este programul de mental fitness, înțelegând lucrurile astea, lucrând eu cu mine, ajung să identific sabotorii celor din jur și să știu cum să-i dau mai încet. Astfel, știu ce butoane, nu doar să nu le apăs, dar știu ce butoane pozitive pot să le apăs pentru a-i relaxa, pentru a le da starea aia de liniște necesară să le dezactiveze proprii sabotori. Și iată cum, și prin exercițiile din zona de mindfulness despre care noi am tot vorbit, atenția focusată pe niște senzații fizice, pe respirație, pe ce simt în corpul meu, pe cum este corpul meu, prin astfel de exerciții, prin cunoaștere de sine, prin înțelegere, empatie și cunoașterea celor din jurul nostru, putem să facem mai departe trecerea către a doua parte de relaționare despre care o să vorbească Anca, plus partea de fizic, la care, iarăși, dacă suntem conectați, înțelegem că al nostru corp somatizează și înțelegem
oare de ce am eu problemele astea de stomac despre care tocmai am vorbit? Sau de ce mă dor umerii? Sau de ce am spatele atât de încordat? De ce am eu spatele atât de încordat? Sau de ce am răgușit dintr-o dată? Iată. Da? Da. Și multe altele, multe altele. Dar o să o las pe Anca să, să preia de. Ai făcut așa, când ți-am zis de umerii mele, am zis, stai, umerii mei. Da. Sau articulațiile, care iarăși îți spun o groază de chestii. Anca a făcut, spoiler alert, Anca a făcut un curs fabulos de peste 800 de ore de terapie prin yoga, unde am învățat mai multă medicină, cred eu, decât se învață la medicină. Și eram fascinat când venea la mine și îmi povestea seara. Nu? Da. Băi, uite cu uite articulațiile de aia, cum e. Da. Uite când ai probleme, de fapt, cu colonul, de fapt, ce înseamnă. Sau uite cu relația cu mama, cu tata, nu, da, cu genunchii. Fantastic. Nu, care, deci da? Niște conexiuni incredibile. Da. Care așa sunt, adică am fost mai mult decât plăcut impresionat să le aud de la ea și să... să. Dar nu te-ai gândit la conexiunile astea? Nu sau te gândești, nu altfel, explici. Nu. Dar sunt atât de logice. Și au legătură inclusiv cu corpul în sine. Dacă, de exemplu, brăgușești dintr-o dată, poate te-ai autogâtuit dorindu-ți să spui ceva, dar n-ai spus-o. Eu am pățit asta. Am fost mega nervos într-o discuție, am vrut să mă apăr, am simțit că sunt nedreptățit acolo, că nu am fost lăsat să vorbesc, că n-am fost ascultat. O oră mai târziu nu mai aveam voce. Mi s-a întâmplat și mie chestia asta fantastic. Într-o ceartă, să zic așa, să vrei să spui și să ți se taie vocea. Da, o răgușeală de aia, de nu știi de unde a apărut. Exact. Da, uite. E o carte foarte frumoasă care se numește Corpul ține scorul. Mi se pare un titlu fabulos, pentru că așa este. Atunci când noi suntem așa și zicem, domne, nu-i nimic, dar parcă totuși corpul îți spune ceva. Și ce voiam să spun apropo de programul de mental fitness, noi facem multă cazuistică acasă. El îmi spune, măi, nu știu ce să fac, uite, clientul ăsta, ce ai face tu ca terapeut în yoga? Eu îi spun, uite, și ne sfătuim. Sunt foarte multe momentele în care îmi spune Matei, am un client, nu pot să-l scot din cap. Este mult prea rațional. Nu, orice metaforă, orice încerc să fac cu el, nu, se întoarce la da, de ce, da. Uneori ai nevoie să faci un mic salt și să zici, ok, chiar dacă nu înțeleg cu mintea mea rațională, lasă-mă, îi dau o simt șansă acestei ipoteze. Da. Și de foarte multe ori vorbim și îi spun, pune-l să facă ceva cu corpul. Trimite-l să lucreze cu corpul. Nu neapărat cu mine, sunt foarte mulți traineri în zona asta. Dar la orice, de la dans, la orice. Da. Dansul, categoric, este o formă extraordinară de eliberare. Poate sunt persoane care nu se regăsesc în terapia prin yoga, dar dansul e o formă extraordinară. Ăsta e primul sfat pe care îl dau când aud despre cineva care este în cap. Du-te să lucrezi cu corpul. Și când spun să lucrez, nu mă gândesc la chestii foarte complexe, da? Am clienți care zic, ok, dar eu nu pot să fac ce faci tu și zic, nici măcar nu-i despre asta. Hai să spun, chiar acum vorbeam cu o clientă și i-am trimis un video scurt de 5 minute cu exerciții prin care să se scuture. Cum adică să mă scutur? Să te scuturi. Îți vine să crezi că ești plin de joburi, de facturi, de copii, de problemele din cartier, toate își pun amprenta asupra corpului. Și de asta lucrurile funcționează împreună și de cele mai multe ori oamenii pornesc de la corp. Eu personal am pornit de la corp în lucrul cu mine. Pentru că fiind destul de tânără și având probleme mari cu spatele, prea mari pentru cât de tânără eram, ceva nu s-a pupat. Și când am ajuns la medic și am înțeles, ok, corpul meu e foarte tensionat, am început să lucrez cu el, că era, știi, corpul e cea mai la îndemână. Pui mâna pe el și zici, bun, ha, ok, pot să fac exercițiul ăsta. Și de acolo începe un declic, care poate să însemne, apropo de călătoria asta spre centrul stării de bine, o chestie duce către alta. Te duci într-un loc, cunoști oameni care fac și ei același lucru sau care au pasiuni comune, te invită undeva, hai să facem asta și dintr-una într-alta încep să te sondezi, să te cauți, dar altfel. Să nu la mansardă. Într-un alt sens, începi o călătorie și nici măcar nu trebuie să fie despre ok, să mă duc și să mă gândesc acum dacă mă doare partea stângă, mama, tata, bun, dar să mă uit la perspectiva aceea și să zic ok, dacă ar fi să fie așa, ar fi ceva valid pentru mine? Eu sunt foarte pragmatică. În școala pe care am făcut-o, apropo de ce spunea Matei,
am vorbit mult despre filozofie, am vorbit despre bun, chestia asta cu centri energetici, dar concret, pragmatic, ce faci cu un om care nu crede în chakre și în mantre și în om și în... și nu te-a pus să-i vorbești sanscrită. Ce faci cu el? Păi te întorci la bun, corpul tău, uite, anatomic vorbind, lucrurile stau așa, studiile spun asta. E foarte important să te raportezi și la măsurători, căci altfel vorbim doar vorbe. Și încep să lucrezi, deci se poate lucra chiar și cu cineva care e foarte mult în cap. Și ce, uite, ce probleme se pot rezolva, apropo de lucruri cu corpul și cu emoțiile stocate în el? Nu o să vorbesc despre vindecare, pentru că nu cred că se pune... Vindecarea nu vine dintr-un singur loc și de la un singur om. Vindecarea vine dintr-o transformare de mentalitate a persoanei care vrea să facă ceva pentru ea, nu ține de ceva din exterior. Dar o să-ți dau niște exemple foarte concrete. Am lucrat cu persoane care aveau migrene groaznice. De ce? Erau foarte mult în cap, apropo de vorbeam mai devreme. Am început să lucrăm mult cu picioarele. Am început să lucrăm mult cu respirația. Am început, lucrez cu persoane care sunt blocate aici. Simt durere aici, în centrul inimii. Începem să lucrăm cu a deschide pieptul, cu a deschide zona asta, cu a face exerciții de respirație, cu a face vizualizări care implică conectarea cu inima. Și spun, eu n-am făcut niciodată așa ceva. Eu nu m-am gândit niciodată la inima mea. Cum să mă gândesc ce formă are inima mea? Păi forma aia pe care o vezi desenată în cărți. Sau cum să mă gândesc, îi pun... Ajungem la un moment dat în faza în care zic, ce culoare are inima ta? Cum o cheamă pe inima ta? Dacă ei spune inimii tale ceva frumos, păi un compliment inimii tale. Okay. Rămân blocat. La început, se pare un pic de, dar știi, de asta zic că e nevoie de un mic salt. Să zici, ok, bine, mă las. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm, da. La școală vorbeam foarte mult. Mulți spuneau, bun, dar ce faci cu un om care este în scaun cu rotile? Că noi asta am învățat să lucrăm cu categorii vulnerabile. Bun, poți omul respectiv multe. Are părți ale corpului pe care și le poate folosi. Poate să respire, da, ok, poți să faci respirație. Uită-te la paralimpici. Poate să-și miște brațele, da. Categoric. Ok, faci ceva cu brațele. Poate să vorbească cu tine și tu poți să îi zâmbești. Ok, îi zâmbești acelui om. Și poate în ziua respectivă tu o să fii singura persoană cu care el să fie interacționat. Și poate de acolo să... primească un boost și să zică, poate merită să mă țin de bara asta și să încerc un prim pas. Cu orice se poate face, se poate lucra cu orice tip de material, da? Ți-am dat două exemple din zona asta, de dureri de cap, dureri de dureri în zona pieptului, fără să fie probleme cu inima, probleme de vorbire. Am avut bâlbâieli și extraordinare, da. Și rezultatele au fost senzaționale. Nu în sensul de a vindeca, ci în sensul de a-i da omului o perspectivă, poți să fii ca o trambulină pentru el către ceva care lui se schimbe viața, nu neapărat acum, dar să te întâlnești cu el peste 6 luni și să zici, băi, să zică, de când da așa, măi, m-am gândit să mă apuc de dansuri. Mi-am dat seama că eu nu prea mă mișc și plus că am lucrat mult cu persoane care în pandemie foarte mult au fost singure. S-a întâmplat, fie să nu-și găsească partener, fie să fie între relații, fie să fie între relații și... Și multora le-am recomandat, bun, când se termină toată povestea asta, există atâtea grupuri de socializare, există atâtea cluburi de dans, există atâtea cluburi de cărți. Mergi undeva unde să-ți poți găsi pasionați de flori, pasionați de... Trăim într-o epocă în care toate lucrurile astea se cunosc, le găsești ușor. Matei, ar trebui să avem și o igienă emoțională, nu? Ar trebui cumva să facem să ne descătușăm toate aceste lucruri sau, nu știu, la finalul zilei. Să, nu știu, ne dai așa un truc. Ce să facem astfel? Încât să nu mergem în pat cu toate emoțiile negative acumulate de-a lungul zilei. Absolut. La două lucruri mă gândeam în timp ce vorbea Anca. Unul, că nu-mi imagineam să vin vreodată aici, să vorbesc mai puțin decât celălalt invitat. Măi, să știi că nici eu. Am rămas șocat. Wow! Da? Și doi, mă gândeam la... Hai că recuperezi acum. Mă gândeam la somatizare. Da, nu știu dacă mai ajunge timp. Mă gândeam la somatizările în corp. Imediat o să ajung la igiena asta emoțională de dinainte de culcare, de care e foarte fain că ai pomenit. Ajung imediat acolo. Pentru care legătură? Am vorbit despre, Anca a vorbit despre cum somatizează corpul nostru niște lucruri din trecut sau din prezent.
Eu o să-ți spun despre partea aia altă de somatizare cu care lucrăm în mental fitness, în psihoterapie în general. Atacurile de panică sunt tot o somatizare în corp, da? Când inima o ia razna, când simți că nu mai poți să respiri, când transpiri dintr-o dată fără niciun fel de motiv, simți că te sufoci sau că ești gâtuit, îți tremură mâinile, ți se usucă gura. Atacurile de panică sunt tot o somatizare, sunt tot rezultatul unei minți care fuge din prezent și se duce într-un viitor în care se întâmplă ceva extrem de periculos. Mintea nu face diferența între realitate și ficțiune și atunci mintea noastră trăiește acel pericol pe care și-l imaginează. Aoleu, am trimis prost mailul ăsta și am uitat să specific 1, 2, 3, 4 și dacă pierdem clientul ăsta o să mă dea afară șeful, nu o să mai am bani de rate, o să rămân în stradă, mama și cu tata nu o să mai vorbească cu mine, deja escaladezi. Asta se poate întâmpla conștient, se poate întâmpla și inconștient. Și de cele mai multe ori așa se întâmplă, pentru că atacurile de panică de multe ori vin în momente în care nu pare că suntem relaxați, da, și nu stai ne gândim pe canapea, de exemplu, te-ai la televizor. Exact. Noi nu ne gândim la chestia aia și spunem, domne, dar de ce m-a luat? Pentru că subconștientul tău se gândește la treaba aia și trăiește în corpul tău ca și cum s-ar fi întâmplat în prezent. Bun. Și asta este, de exemplu, cu asta lucrăm și în psihoterapie și în mental fitness, prin aducerea minții în prezent, dar atenție, nu către corpul nostru. De exemplu, un exercițiu de mindfulness într-o astfel de situație poate să escaladeze atacul de panică, poate să escaladeze simptomele pe care le simțim în corpul nostru. Pentru că dacă eu sunt atent la corpul meu și corpul meu e deja razna, o să mă sperii și mai tare. Și e logic. Și atunci mutăm foarte des atenția către elemente din exterior. Mă uit la copacul din fața mea, mă uit la blocul și la arhitectura blocului din fața mea, mă uit la cum se simt tălpile mele în sol și cum simt amprenta pe sol și așa mai departe. Deci atenția către oriunde, numai în partea superioară a corpului, nu. Ori spre extremități, punctul dintre două degete, de exemplu, ori mă duc cât mai departe, cel mai îndepărtat sunet pe care îl aud. Oare de unde vine sunetul, ce-l declanșează, da? Tot felul de lucruri de genul ăsta, care mă ajută să ies din zona asta de care este traumatizată, clar, în momentele respective. Totodată, depresia. Depresia este o minte blocată în trecut, care la rândul ei dă niște stări neplăcute în corp, da? La rândul lui, corpul somatizează cu o stare excesivă de oboseală, de letargie, incapacitatea de a face lucruri, incapacitatea de a mă da jos din pat, incapacitatea de a mă bucura de un gust plăcut, de o activitate faină, de a mă vedea cu cineva și așa mai departe. La rândul ei, asta e o minte blocată în trecut, da? Din nou, corpul meu este într-o somatizare gravă, din nou pot să-l ajut cu astfel de exerciții. Și acum mă duc și către întrebarea pe care tu ai pus-o, te rog. 40 de secunde. Ți-am zis că nu o să am timp să recuperez, ți-am zis. Lasă că mai veniți. Mai venim, da. Discutăm studii de caz. Discutăm acasă, Să veniți încoace să le mai pigulim. Și apropo de igiena de dinainte de culcare și de igiena asta emoțională, nu o să vă vorbesc din cărți, ca de obicei. O să îți povestesc ce fac eu cu Anca, apropo de igienă, dinainte de culcare și de igienă emoțională. La sfârșitul fiecărei zile ne spunem unul altuia pentru ce suntem recunoscători din ziua respectivă. Tada! Uite ce exercițiu frumos și simplu. Minimum 10 lucruri. Și o să zice, dar n-am 10 lucruri, nu? Sunt recunoscător pentru micul dejun pe care l-am avut. Sunt recunoscător că am apucat să-mi fac patul înainte de a ieși pe ușă. Sunt recunoscător că am ajuns la întâlnire la timp. Pot fi recunoscător pentru multe lucruri. Sunt recunoscător că m-a sunat mama și era fericită și mi-a povestit ceva ce a bucurat-o. Pot să fiu recunoscător și pentru asta. Focusul pe lucrurile alea pentru care suntem recunoscători. Pentru că mintea tinde să sublinieze lucrurile negative, după cum bine știm. Dragilor, sunteți minunați și m-am bucurat tare mult să povestim atât de frumos, atâtea lucruri, într-un timp atât de scurt, dar mai reveniți. Da, mai reveniți. Și mai povestim despre cum mulțumim. Să obținem această stare de bine. Vă mulțumesc tare mult. Și noi. Suntem recunoscători. Suntem recunoscători. Trec acolo pe listă. Ești pe listă, da. Mulțumesc tare mult și voi pe a mea. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim între prieteni.